Să vedem ce ar putea însemna. Vom analiza, pentru că este de analizat, această lună nouă pentru pești, da, pe o casă chiar a peștilor, pe casa a 12-a și Venus și Neptun în semnul peștilor. Deci iată ce marcaj special. Un marcaj de înaltă vibrație, aș spune, poate nu tocmai ușor de înțeles, dar peștii au parte de niște intuiții extraordinare, au acces la anumite informații pe niște căi nu tocmai raționale, aș spune, dar peștii înțeleg foarte bine acest limbaj și pe baza acestor sensuri mai bine sau mai mult înțelese, pot să tragă niște concluzii cu privire la parcursul lor nu tocmai comod, cu nodul sud în semnul lor, se lase mai degrabă, aș spune, așa cum am spus, luna nouă e pe un punct mijlociu destul de dificil, pot lăsa în urmă, cu adevărat, da, niște contexte foarte dificile. Închid niște capitole în următoarele două luni, peștii închid cu adevărat niște capitole. Se simt mai ușori, mai eliberați. Deja zodia, odată cu săptămâna următoare, se eliberează mult de încărcare. Axa pești fecioară nu va mai fi atât de solicitată foarte multă vreme de acum încolo și ușurați de această aglomerare de evenimente în viața lor, de tot felul de întâmplări care i-au tulburat, pot liniștiți să tragă niște concluzii și să plece mai departe cu o foaie albă pe care pot scrie, poate marcați de inspirația dată de această lună nouă. Da. Marcaje foarte, spuneai, foarte frumoase pentru ei. Ordine în viață cu siguranță au făcut, Saturn i-a ajutat în domiciliu pentru ei în mod cert și luna neagră acum va veni și ea cu niște propuneri, parcă ce-a mai rămas de înțeles, uh-huh, va fi și acel lucru rezolvat. Acest soi de expansiune pe zona financiară, cu siguranță nativii pește au încercat proiecte noi care, chiar dacă nu din prima, au adus succes, dar cu siguranță până la urmă s-au dovedit a fi foarte fructuoase. Aceste conflicte de zilele acestea între Mercur, Jupiter, Mercur, Uranus și pe ei afectează pentru că ei sunt foarte sensibili și Mercur fiind într-un semn bun pentru ei, prieten, dar totuși prinzând aceste aspecte proaste, îi poate face să fie victimele sau poate nu neapărat victimele, dar să intre în contexte în care au de rezolvat, ei fiind o zodie mult mai spirituală în această perioadă, să intre, spuneam, în conflictele altora. Adică s-ar putea să vedem nativi pește care vor trebui să aplaneze anumite discuții contradictorii între alții, să îi ajute pe anumiți oameni să se înțeleagă cu alte persoane, sigur că da, într-un tumult conflictual greu de înțeles, dar ei să facă apel la iubire, la bunătate și să rezolve conflictul respectiv. În orice caz, este un marcaj de natură spirituală. Deci fie prin bunătate, fie prin iubire, fie prin altruism, peștii săptămâna următoare vor rezolva anumite conflicte ale altor persoane de care însă sunt legați la nivel sufletesc. Sufletul capătă o importanță foarte mare pentru pești. A fost un marcaj cu Marte în semnul lor mai agresiv. Cu siguranță au avut anumite discuții mai puțin plăcute cu cei din jur sau cei din jurul lor au fost mai tulburați, mai agitați, au făcut multe drumuri și așa mai departe. Acum scapă de această tensiune marțiană și rămâne doar Venus pentru încă 4 zile în semnul lor, după care rămâne doar Neptun și Chiron. Deci își revin la un soi de echilibru sufletesc, da, doar că echilibrul acesta sufletesc și șansa lor de a fi mai protejați în plan divin în această perioadă vine și cu ceva în schimb. Li se cere ceva în schimb și li se cere să-i ajute pe alții atunci când, dar nu neapărat pe lucruri concrete, cât mai mult pe lucruri de natură sufletească. Da. Adică dacă vine cineva la un nativ pește cu o problemă sufletească, bine ar fi să îi acorde importanța cuvenită. Indiferent dacă există vreo problemă personală pe care o are și care poate pentru el ar putea avea o prioritate, luna neagră și ea va veni cu niște propuneri, va fi într-un semn în care vor experimenta, vor avea parte de niște experiențe în perioada următoare, din punct de vedere al lunii negre, care și ele vor obliga la o oarecare transformare, s-ar putea să fie nevoie de o repoziționare. S-ar putea să fie nevoie să se gândească altfel la modul în care se poziționează față de cei din jur, să suporte anumite reproșuri
pentru că luna neagră, sigur, poate veni și cu un soi de reproșuri, ea fiind destul de vindicativă și destul de dură la nivel emoțional. Repet, fiind însă într-o perioadă de mare creștere spirituală, metamorfozează totul prin intermediul sufletului și al iubirii. O concluzie pentru pești, ce ți s-ar părea cel mai relevant? Aș vrea să le atrag atenția pentru perioada următoare, nu e un avertisment pentru foarte mult timp, dar pentru perioada următoare, următoarele câteva săptămâni, să aibă grijă să nu cheltuiască mai mult decât își pot permite, să nu vândă pielea ursului din pădure. Știu că îmi are cu tare să-mi returneze niște bani și atunci dau un avans pentru lucrul respectiv sau să contracteze credite pe care nu și le pot permite. De ce? Marte dezechilibrează axa financiară cu Uranus acolo și mai mult decât atât să se rezume la veniturile pe care chiar se pot baza, pentru că luna neagră va ieși din semnul scorpionului și va intra pe săgetător și s-ar putea să afecteze cumva din punct de vedere profesional. S-ar putea să aibă o scurtă perioadă în care să vrea, de exemplu, să plece de la un loc de muncă spre alt loc de muncă sau, într-un fel sau altul, să nu mai poată conta pe suma de bani pe care o primeau de la actualul loc de muncă și dacă acum se aruncă în gol, s-ar putea să aibă o situație dificilă în lunile următoare. Deci să fie prudenți pentru luna februarie în special. Da. Este într-adevăr o săptămână oricum foarte interesantă, da, pentru toate semnele zodiacale, dar interesantă în sensul bun, nu sunt niște marcaje dure, sunt doar niște marcaje misterioase. Observăm, au fost și multe planete la ultimul grad și planete care au intrat în zodii de forță sau chiar în domiciliu. Astăzi acest fenomen de lună nouă este destul de luminoasă perioada, zilele acestea sunt luminoase, dar cu mesaje de natură spirituală. Deci nu este o perioadă în care să putem face ceva și să ne abatem de la raportarea la planul divin. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru participare, mulțumesc, Vanessa. Noi ne revedem și astăzi seara de la ora 21 alături de preot Visarion Alexa, dr. Adrian Cacovean, Lucrețiu Tudoroiu și Cristian Pompei. La revedere!